Cum m-ați găsit aici? După aproape 3 luni de liniște, iar trebuie să fac asta. Nu v-ați săturat să pipez pe cameră? Nu v-a ajuns. Că mie mi-o cam ajuns, să vă spun sincer. Sau cel puțin, așa credeam în urmă cu aproape 3 luni. Dar iată că a venit acel moment în care am și eu ocazia să fac un clip intitulat De ce am lipsit, află adevărul și o să o ratez. Pentru că nu vreau să fiu unul dintre youtuberii aia care au lipsit o perioadă de timp numai ca să aibă motiv să facă clipul ăsta. Și eu o să încep această nouă etapă în cariera mea de youtuber cu un clip în care să vorbim despre importanța cannabisului în succesul tău ca și persoană. Țin minte cum e când ești adolescent, ești la 17, 18, 16, 19, 20, 21, 22 de ani, când vrei să înțelegi tu lumea, vrei să îi cauți și tu sensul, ai o grămadă de întrebări, vrei răspunsuri și știu că pare poate fi tentant să vezi pe cineva, vezi pe Joe Rogan sau pe Morgan Freeman sau pe Wiz Khalifa și zici, uite-te bă, păi dacă ăștia fumează iarbă, eu de ce să nu pot să fumez iarbă? Și în capul tău să te minți că iarba o să fie substitut pentru munca și disciplina de care ai nevoie ca să-ți atingi obiectivele. De foarte multe ori o să ajungi să fumezi și să te trezești în poziția în care ești pe canapea cu controllerul de la PlayStation sau Xbox în mână, frecând menta de zile întregi și n-ai făcut niciun pas înspre a-ți îndeplini obiectivul. Dar ai fumat iarbă în fiecare zi. Și cu ce te-a ajutat? Nu te-a ajutat cu mai nimica. Ba dimpotrivă o să ajungi să dai vina pe iarbă și să spui că iarba nu m-a lăsat să fac lucrurile respective. Când lipsa unui plan, lipsa disciplinei și lipsa dorinței de a munci înspre a-ți îndeplini obiectivul ăla sunt lucrurile care îți devină. Și mă fac și eu foarte vinovat de treaba asta, mă întorc după aproape 3 luni fără să postez nimica. N-am murit între timp. Nu s-a întâmplat absolut nimic rău în viața mea, ba dimpotrivă, lucrurile merg destul de bine. Deci, ni se întâmplă tuturor și cred că e un lucru pe care ar trebui să-l știe oricine care se îmbarcă în această aventură numită cannabis. Să știi că nu o să fie elementul X care o să te facă să bubui dintr-o dată de talent, de inspirație, de forță, de creativitate. Nu. Chestia aia nu vine decât dacă depui efort, dacă faci lucrul respectiv activ. Iar ce poate să facă cannabisul să-ți amplifice puțin, să dea un twist care să-l facă poate mai plăcut. Însă procentul ăla e mult prea mic ca să conteze în peisajul întreg. Încă o dată, îs cel mai mare suporter al cannabisului, cred cu tărie în cannabis, însă cred la fel de mult că e nevoie să fim deschiși, să fim informați cu privire la chestii de genul ăsta, ca să nu existe confuzie și dacă tu o să alegi să fii genul de persoană care încearcă să folosească cannabisul ca și substitut pentru muncă și disciplină, îți doresc multă baftă, dar eu pot să spun de acum că e dead end, e drum închis și nu duce nicăieri. O să se învârți în cerc în jurul aceluiași loc în care te afli astăzi și soluția simplă. Fă un plan, ia acțiune și după aceea, dacă crezi că formula asta pe care ai obținut-o mai are nevoie de ceva să o îmbunătățească sau crezi că există un element care poate să o îmbunătățească puțin și te gândești că cannabisul ar fi acel element, da, poți să experimentezi. Și dacă funcționează foarte bine, dacă nu funcționează, nu e nicio problemă, e perfect normal. Atât am avut de spus. Cred că a fost o revenire bună, nu? One love.